Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj a transmis tuturor primăriilor din județ o informare prin care autoritățile locale pot preveni apariția gripei aviare în comunitățile pe care le conduc. Asta după ce la nivel național au fost depistate 12 focare de gripă aviară. Din fericire, în Gorj nu a fost înregistrat niciun astfel de caz. Am început campania de informare către primăriile din județul Gorj referitor la gripa aviară. Săptămâna trecută am primit o notă de servicii de la Autoritatea Sanitar-Veterinară prin care am fost informați pentru a anunța toate primăriile din județ referitor la acest fenomen. Până acum, la nivel de țară, s-au găsit, s-au depistat 12 focare de gripă aviară în 6 județe, au fost ucise un număr de 1102 păsări. Din fericire, județul Gorj a fost ferit de această boală. Pentru a preveni răspândirea acestei boli, inspectorii sanitari-veterinari recomandă localnicilor să adopte o serie de măsuri. Proprietarii de animale trebuie să țină păsările închise, gâștele și rațele să nu le scoată la apă, râuri și bălți pentru a nu intra în contact cu păsările sălbatice. Potrivit reprezentanților DSV, la oameni, principala cale de infectare este contactul direct cu păsările bolnave sau cu suprafețe și obiecte contaminate. Infectarea poate avea loc de asemenea în timpul tăierii, jumulirii, tranșării și pregătirii păsărilor pentru a fi gătite.